în urma analizelor care nu au ieșit în regulă, am înaintat către UAT și către un primar o adresă, o copie, am anexat o copie a acestei analize ape și urmează, dumnealui ne-a instalat aceste aparate la fiecare dintre cele trei unități din localitate. În comuna mehedințeană Salcia, reprezentanții unității de învățământ au fost nevoiți să amplaseze dozatoare de apă pentru a-i putea primi pe elevi în condiții normale în septembrie. Asta pentru că la robinete nu este apă potabilă. A fost efectuată analiza apei, apă care nu a ieșit în regulă. Ca atare am trimis către UAT Salcia și către domn primar câte o adresă și anexând această copie a analizelor respective. Și urmează să realizăm din nou analiza apei înainte de începerea școlii, pentru că mai sunt aproape 2 săptămâni, timp în care este suficient ca să putem să primim copiii la școală și elevii în condițiile necesare începerii noului an școlar. Localnicii cunosc situația din școală și știu că există toate șansele ca la 14 septembrie elevii să revină în bănci, însă în condiții improprii. Domnul primar așa ne-a promis că o să aibă apă potabilă, într-adevăr, dar nu se știe. Trebuie să aibă apă copii, cum să stea fără apă? Deci nu este normal așa ceva. Nu, nu e normal. Doamnă, nu e apă deloc. Dar oamenii stau pe scaune să-și facă treburile. O altă comună, alte probleme, cu puțin timp înainte de deschiderea noului an școlar. Învânători, autoritățile sunt în febra pregătirilor. Aici, școala a intrat în reabilitare și cel mai probabil unitatea nu va fi gata pentru reîntoarcerea elevilor în bănci. Am ales ca să îi tragem apă, canal, toaletele care vor fi în interior, va arăta după standardele europene. Școala dotată cu bănci, table și așa mai departe. Va fi gata până la debutul acestui an școlar? Luăm în calcul că nu va fi gata, deoarece este o lucrare extrem de mare, dar luăm în calcul că îi vom muta pe copii, avem un after school și o parte din ei vom face prin rotație, cred, și o parte din ei o să fie online. Avem un număr total de 35 de unități care fie au apă, dar nu este potabilă, fie nu au apă deloc. Deci din acest număr avem 18 unități care sunt racordate la apă, fie prin puț forat, fie prin rețea, dar apa nu este potabilă, iar restul de 17 unități de învățământ sunt corpuri de clădire de învățământ care nu au apă. Și în comuna mehedințeană Bâlvănești, școala din satul Pârlagele nu are apă deloc, însă aici învață doar 7 elevi, așa că aceștia vor fi mutați în toamnă la școala din centru.